În timp ce dosarul despre dubla identitate a lui Vladimir Plahotniuc și a omului de afaceri Vaja Shahi au fost clasat, iar actele au fost nimicite, identitățile celor doi au rămas active în registrele de stat. Este una dintre descoperirile pe care le-au făcut jurnaliștii de la Cutia Neagră Plus, care au mers dincolo de comunicatul de presă emis acum 2 săptămâni de Procuratura Generală și au aflat informații curioase. Întreaga investigație va fi difuzată în premieră duminică, imediat după știrile TV8, dar până atunci am reușit să aflăm câteva detalii intrigante despre anchetă. Am descoperit detalii curioase despre procurorul în gestiunea căruia a ajuns acest dosar și care mai are conexiuni cu fostul director de la SIS, Vasile Botnar. Una dintre autoarele anchetei, jurnalista Stella Mihailovici, a lansat investigațiile după ce, pe data de 7 mai, Procuratura Generală a anunțat că dosarul în privința dublelor identități oferite de către Agenția Servicii Publice pentru Vladimir Plahotniuc și Vaja Shahi, un prosper om de afaceri și apropiat al fostului lider PD, a fost clasat. În actele confecționate, cei doi figurau ca Novak Vladislav și respectiv Reznic Alexandr. În comunicatul procurorilor se spune că documentele au fost nimicite. Cu toate acestea, identități încă sunt active, constată jurnalista, care a făcut și un experiment încercând să-l înregistreze pe Plahotniuc Novak la alegeri. O să aflați o altă curiozitate, cum în Republica Moldova este posibil ca niște identități despre care autoritățile anunță că au fost distruse să se mai regăsească în registrele de stat ale populației. Întreaga investigație despre cine este procurorul care a desfășurat urmărirea penală, ce legătură are cu fostul director SIS Vasile Botnar, dar și alte detalii curioase, vedeți duminică seară în premieră la TV8, imediat după știri. Sperăm oamenii legii să decidă să desecretizeze ceva din dosar, să vină cu informații strict de la sursă despre dosar, să nu lase loc de interpretări și, având în vedere că jurnaliștii au reușit câte ceva să descopere, înseamnă că nu e chiar atât de secret.